Astăzi mi-am propus să vă introduc puțin într-un cartier destul de nou din Milano, este vorba despre Bicocca. Un centru universitar și de afaceri și ce să zic, sunt multe construcții moderne, lofturi, baruri informale pentru studenții din Universitatea Bicocca și centre culturale la modă. Aici se află și Teatro degli Arcimboldi, unde au loc spectacole cu protagoniști, artiști locali sau grupuri rock celebre. Este un cartier situat în partea de nord orientală a orașului Milano și, după cum vă spuneam, am deosebită plăcere să încep să explorez diferite cartiere noi de aici din oraș și mai ales periferiile. Asta pentru că eu consider că aici se întâmplă lucruri mult mai interesante și, bineînțeles, sunt zonele alea în care nu prea te apropii ca turist, așa că fiți pe fază! Și lume bună, țin să precizez că astăzi este vorba doar despre o scurtă introducere în acest nou cartier pe care mi-am propus să-l explorez, bineînțeles alături de voi, și sper să duc misiunea până la capăt și să vă placă în mod special, așa că fiți cu mine, spre sfârșitul vlogului veți vedea câteva imagini din acest centru cultural care se numește Hangar Bicocca, unde se află tot felul de instalații ale artiștilor naționali sau internaționali. Este un loc foarte interesant care ne arată cum multe spații industrializate care, bineînțeles că au decedat, acum pot fi convertite în locuri care să ofere ceva frumos, așa că nu uitați să-mi dați un like, nu uitați să vă înscriți la canalul meu dacă n-ați făcut-o până acum, vă mulțumesc enorm și pe curând cu noi aventuri, vă pup, pa, pa! Responsible for their own actions, and that's it. And if they want to be a part of this community, we'll just deal with it as it comes. Everyone does something different, everyone disagrees about something different. It's like we can't fix the world off of one bad person.